Din nou, ratările numeroase întorc rezultatul în favoarea adversarilor. În cea mai mare parte din joc, sibienii au făcut o figură bună, însă finalul a fost dezastruos. Problema a fost ultima parte a jocului, ultimele 10 minute în ofensivă, la fel ca în meciul cu Timișoara. Nu știu ce să spun. Am controlat, am respectat tot ce am vorbit înaintea jocului, băieții au încercat, dar în ultimele minute am fost la egalitate, după care din nou am ratat puncte ușoare. Chiar dacă Oradea a câștigat la Sibiu, antrenorul oaspeților nu a fost mulțumit de cum a mers jocul echipei sale. Fericirea a câștigat, dar după un meci de care, sincer, nu sunt foarte mulțumit. Pe de altă parte, există niște motive foarte obiective. Poate știți, am avut vreo 3 internați în spital și nu asta a fost mai mare problemă, ci faptul că n-am putut să ne antrenăm la capacitatea noastră. Însă, pentru noi, într-adevăr, este o victorie mare. Pentru Sibiu urmează meciul din 26 ianuarie în deplasare la Upitești.